Rezultatele de la bacalaureat plasează Sălașul pe ultimul loc în rândul județelor din regiune la capitolul promovabilitate. Cu un procent de 61,92%, Sălașul a fost depășit de Bihor, Satu Mare, Maramureș și Cluj. De altfel, județul Cluj este primul pe țară cu o rată de promovare de 81,14%. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor depuse se vor afișa în data de 9 iulie. Județul Sălaj este codaș în regiune după numărul absolvenților de liceu care au luat examenul de bacalaureat, cu o rată a promovabilității de 61,92%. În Maramureș au promovat 64,7%, în Satu Mare 66,06%, în Bihor 63,37%, în Alba 74,8%, iar în Cluj 81,14% dintre elevii care au susținut examenul de bacalaureat au obținut note de trecere. De altfel, Clujul este pe primul loc la nivel național în ceea ce privește promovabilitatea, urmat de Iași cu 80,27% și de Brăila cu 77,13%. Cele mai slabe rezultate s-au obținut în județele Ilfov 34%, Teleorman 47,3% și Giurgiu 47,44%. În 2017, procentul de promovabilitate a fost în Sălaj de 70,86%. Iar în 2016, rata de promovare a fost de 61,02%. Anul acesta, nici măcar un elev din Sălaj nu a reușit să obțină media 10. Cea mai mare medie a fost 9,93 și a fost obținută de două eleve de la Colegiul Național Silvania Zalău. Și în acest an avem în Sălaj licee unde nu doar că promovabilitatea a fost zero, dar a existat și o nepăsare crasă din partea absolvenților, care nici măcar nu s-au înscris pentru a susține examenul de bacalaureat. La liceul din Surduc s-a înscris la BAC un singur elev care nu a promovat examenul. Aceeași situație, un elev înscris, zero promovați, o găsim și la liceul din Sâg. La liceul din Ușfalău s-au înscris 14 candidați pentru a susține bacalaureatul, dar niciunul nu a luat medie de trecere. La liceul din Sărmășag a existat un singur candidat declarat admis din 11 înscriși. La liceul din Gâlgău, doi elevi au fost declarați admiși din 12 înscriși, iar la liceul din Ileanda au luat bacul 4 elevi din 16 înscriși.